ziua tuturor și bine ați venit la videoclipul de astăzi. Mă numesc Catchu Eliza și voi fi gazda voastră de astăzi alături de Catchu Denisa. Înainte de a începe cu subiectul nostru, avem cele mai importante numere de cazuri COVID pentru dumneavoastră. Numărul de reproducție de 7 zile în Germania a fost de 0,82 pe data de 12 mai. Asta arată că un purtător COVID a infectat în medie mai puțin de o persoană. Pe 12 mai, în ultimele 7 zile, au existat 108 persoane infectate la 100.000 de locuitori în Germania. În aceea zi, rata de incidență de 7 zile a fost de 90 în statul federal, Bremen. Această rată a scăzut în comparație cu săptămâna precedentă. Pe 5 mai, în Bremen erau 123 de persoane noi infectate la 100.000 de locuitori. Suntem încă departe de obiectivul de a atinge o rată de incidență de 35 sau mai puțin. În cele 7 zile, cuprinse între 5 și 12 mai, 8 oameni din Bremen au murit din cauza unei infecții COVID-19. În total au existat 465 de decese în Bremen de la începutul pandemiei. Iată un rezumat al tuturor numerelor menționate anterior. Dacă ați ratat vreunul sau doriți să aruncați o altă privire, aici le puteți găsi pe toate. Săptămâna aceasta vrem să aruncăm o privire înapoi asupra muncii noastre. Semestrul nostru se apropie de sfârșit, precum și acest proiect video. În ultimele luni am lucrat intens împreună cu mai mult de 50 de studenți pentru a crea 65 de reportaje video Corona. Am raportat cifre importante și v-am informat despre măști, vaccinuri, teste rapide și mutații. Mai mult am vorbit despre unde puteți găsi informații exacte despre coronavirus și despre modul în care funcționează aplicația Corona Warning. Și noi, ca producători, am învățat multe. De exemplu, echipa de estetică a oferit un design frumos pentru videoclipuri, inclusiv toate imaginile grafice și animațiile. Echipa tehnică a fost responsabilă de toate sarcinile implicate în înregistrarea și editarea videoclipurilor. Echipa scriitorilor a tradus toate informațiile pentru scenariul videoclipurilor din germană în engleză și a adăugat ultimele numere de cazuri. Echipele de traducători au tradus apoi scenariul în alte limbi, iar reporterii vi le-au prezentat. Mai mult, a existat o echipă de organizare. Ei au coordonat acest proiect și au preluat sarcini precum relații publice pentru a face cunoscut proiectul nostru Corona Report. Partenerii noștri de proiect de la LVG și AFS au fost implicați și în acest lucru. Au furnizat informațiile pentru videoclipuri într-un scenariu german. Dorim să vă mulțumim tuturor pentru vizionare și să sperăm că videoclipurile noastre au fost și continuă să fie utile pentru dumneavoastră. Rămâneți la curent și continuați să vă informați despre pandemia Corona, de exemplu prin intermediul site-ului web al Comisarului pentru Migrație, Refugiați și Integrare. Cele mai importante informații sunt colectate acolo în diferite limbi. Site-ul web al Senatorului pentru Sănătate, Femei și Protecția Consumatorilor leagă de asemenea site-ul web și materiale multilingve pentru subiectele individuale. Verificați din nou al 7-lea episod din raportul nostru Corona dacă doriți să aflați mai multe despre resursele sigure de informații. În plus, rețineți că puteți contacta profesioniști din domeniul sănătății din districtele din Bremen cu întrebări specifice despre coronavirus. Aceste detalii de contact pot fi găsite în episodul 10 din reportajul Corona. Și acum, pentru ultima dată, sfatul nostru al săptămânii. În viitor, nu uitați să respectați regulile AHA plus L. A. Abstand halten, păstrați distanța fizică, H. Hygiene beachten, acordați atenție igienei, A. Alltagsmasken tragen, purtați o mască în viața de zi cu zi, la care se adaugă L. Luften, aerisiți regulat. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, lasă un like, abonează-te la canalul nostru și distribuie videoclipurile noastre celor din jur. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit și ați fost alături de noi în această călătorie. Doar împreună putem opri corona. Fii conectat, fii informat, fii sănătos! Aceste filmări sunt realizate de studenții de la Universitatea Jacobs, aici în Bremen, și de Asociația de Stat pentru Sănătate și Academia de Medicină Socială, fiind susținute și produse de S&P Media Center.